Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele Institutului pentru Inițiative Strategice, domnul Vladislav Kulminski. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiune. Bună seara, mersi pentru invitație. Tot la institut sau deja pe bagaje în drum spre președinția țării noastre? Nu, în drum spre una din țările de pe continentul african. Ce o să faci acolo? Gheorghe, eu sunt un expert destul de bun în domeniul politicii externe și în domeniul reglementării conflictelor. Așa. Chiar eu, fiind foarte modest, dar eu pot să vă asigur că eu pricep în aceste chestii. Și am de gând să lucrez în calitate de consultant timp de vreo jumătate de an, practic. Deja am semnat un contract. Dar când plecați? În luna ianuarie. Jumătate de an cel mult. Cred că da. Jumătate de an cel mult. Mm-hmm. Întrebarea mea are rost pentru că dumneavoastră ați fost consilier al premierului Maia Sandu pentru politică externă timp de vreo 4 luni, da? Așa este. Și după care v-ați dus la externe, la Ministerul de Externe. Așa este. Dar ați plecat de ce? De la premier către minister? De ce am plecat către minister? Da. Vroiam să fac politică practică, adică vroiam să aplic cunoștințele mele în teren, haideți să spunem așa. Și iată, de cauza aceasta am plecat, noi aveam acolo mult de făcut și mai avem foarte mult de făcut cu, în domeniul relațiilor bilaterale cu mai multe țări. Și eu vreau să vă zic că, de fapt, Ministerul nostru de Externe este o instituție care era foarte puternică, dar acum necesită niște schimbări. Și iată, eu m-am dus de la doamna prim-ministru la Ministerul Afacerilor Externe și a Integrării Europene pentru a ajuta colegii mei cu problemele respective. Deci dumneavoastră nu vi s-au propus funcția de consilier prezidențial în administrația Maia Sandu? Da, da. Vi s-a propus? Mi s-a propus. Și pentru că ați... Dar de ce ați refuzat? Așa, apetisant contractul ăla care trebuie să plecați în Africa? Da, el e foarte interesant din punct de vedere profesional și acolo sunt, că asta e de fapt ceea ce eu fac. Și de fapt contractul ăla era negociat și semnat înainte de propunerea respectivă și eu deja practic nu pot să-l refuz. Adică peste jumătate... Eu vă promit că eu am să vă scriu și eu am să ies în emisiuni cu dumneavoastră să vă povestesc ceea ce se întâmplă acolo, pentru că în comparație cu ceea ce se întâmplă acolo, lucrurile în Republica Moldova merg destul de ok. Unde acolo în Africa merg ok? Eu să vă povestesc după, pentru că eu acum nu pot vorbi despre chestia aceasta. Ok. Dar nu excludem faptul că domnul Vladislav Kulminski prin luna 6-a, 7-a, 8-a anului 2021 ar putea fi consilier prezidențial al doamnei Maia Sandu. Da, desigur. Desigur, cu mare drag. Și chiar mi-aș dori acest lucru. De obicei, la noi moldovenii fac așa, dacă propun o dată și ai refuzat, a doua oară nu-ți mai propun. Nu să credeți că președintele țării Maia Sandu vă va propune a doua oară după ce reveniți. Haideți să vedem. Sper că da. Eu nu mă așteptam dumneavoastră să fiți atât de sincer. Ori la noi de obicei toți încearcă să ascundă și spun la TV doar ceea ce trebuie să asculte unii sau alții, iar în afara camerei zic mai mult. Am înțeles. Eu eram sigur, de fapt, că dumneavoastră vi s-au propus și deja ați acceptat, pentru că chiar și unii m-au rugat să vă întreb asta. Bun. Eu cu mare drag aș fi partea acestui proces care, după părerea mea, va fi unul foarte și foarte interesant și foarte dinamic. Acest proces de schimbare. Dar sper că i-ați propus, doamnei Maia Sandu, pe altcineva în locul dumneavoastră. Nu, nu, eu nu fac chestii de acest gen. Dar care este rolul unui consilier prezidențial, de exemplu, pe probleme externe? Pe probleme externe, da. Este un rol crucial, de fapt. Și adică nu doar se laudă cu simplu legitimația că e consilierul președintelui și îmbră cu mașină Skoda, dar chiar nu, face nu, ceva. Nu trebuie să se întâmple chestia aceasta și acolo e foarte mult de lucru, foarte și foarte mult de lucru. Acolo e, de fapt, politica externă în Republica Moldova este un domeniu crucial. Eu nu cred că politica externă va fi un domeniu cheie în primele 6-7 luni de zile. Eu cred că totuși schimbarea în interiorul țării va fi pe agenda doamnei președinte în această perioadă de timp, dar totuși politica externă va fi un domeniu crucial, foarte important. Cu toate țările, și cu țările UE, și cu Ucraina, și cu România, dar și cu Federația Rusă și acolo. Știți, problema noastră este că noi în mai multe domenii și la mai multe capitole
noi, diplomația noastră nu e neapărat la nivelul provocărilor. Iată, eu vă zic, spre exemplu, despre relația noastră cu țara noastră vecină, Ucraina. Ucraina are al doilea cel mai lung hotar terestrial după Federația Rusă cu Republica Moldova, spre exemplu. Și noi avem mai mult de 1200 de kilometri de hotar cu Ucraina. Dar eu nu sunt sigur că noi suntem acum, știți cum, adică noi facem fața provocărilor cu care noi avem în relația noastră cu țara noastră vecină. Și această relație este extrem de importantă pentru Republica Moldova. Și iată, sunt foarte multe chestii care trebuie să fie făcute. Și noi, timp de practic un an de zile, nu am avut niciun fel de relații. Nu au fost vizite bilaterale, nu au fost discuții la nivel guvernamental. Și problemele care s-au acumulat în relația noastră cu țara noastră vecină nu se rezolvau. Și aceste probleme trebuie să fie abordate în mod strategic. Dar știți cum, în politica externă, de fapt, dreapta și stânga sunt niște chestii care nu au valoarea atât de mare ca și în politica internă. Pentru că acolo există așa o noțiune de interes național, care poate fi calculat, măsurat, și care trebuie să fie promovat foarte consecvent, de la un guvern la altul. Și iată, această chestie aceasta ne lipsește de foarte mult timp. Știți? Să o luăm pe rând. Relațiile mediocre cu Ucraina din ultima vreme sunt sau nu cauzate, au fost sau nu cauzate din cauza declarației greșite a președintelui Igor Dodon, cetățenii de Crimea? Doar din cauza asta au fost așa cum au fost? Sau e vorba de mai mult? Nu, desigur că e vorba de mai mult. Desigur că această declarație a fost... Eu vă dau un exemplu și haideți eu să vă întreb pe dumneavoastră. Dacă domnul președinte Dodon declară că Crimeea aparține Federației Ruse, Ucraina trebuie să recunoască că regiunea transnistreană aparține Republicii Moldova. Logic vorbind. Sau nu prea? Logic, da. Da, de ce? Dacă noi... reciprocitate. Logic, ca să răzbuni. Dacă domnul președinte, dacă președintele Republicii Moldova spune că... Uitați, așa. Dacă președintele Republicii Moldova spune că Crimeea aparține Federației Ruse și nu aparține Ucrainei, da? Atunci, ca principiu de reciprocitate, Ucraina nu neapărat trebuie să recunoască că regiunea transnistreană aparține Republicii Moldova, pentru că noi am mers împotriva unui principiu foarte și foarte important. Noi, de fapt, nu recunoșteam integritatea teritorială a țării vecine. Și atunci, de ce țara vecină ar trebui să recunoască integritatea teritorială a Republicii Moldova? Spuneți-mi, vă rog, e logic sau nu? E simplu. Și au fost foarte multe chestii care au fost făcute aiure în relația noastră cu Ucraina. Și când dumneavoastră vorbiți că, iată, domnul, a fost o declarație greșită, nu, a fost mult mai mult decât o simplă declarație greșită, pentru că are niște efecte foarte practice și are tangență cu realitate directă. Pentru că dacă tu faci așa ceva, atunci tu nu poți să speri că nu vor fi consecințe în privința țării tale. Logic, nu e așa. Eu nu pot să vă povestesc mai multe chestii care se întâmplau în Ucraina în această perioadă, pentru că eu mă ocupam de relația noastră cu Ucraina și chiar și în perioada aceasta, în ultimul an de zile, eu destul de des am fost acolo, în Kiev, comunicam cu colegii noștri, dar ei categoric au zis că noi nu, în niciun caz. Adică acolo au fost încercări și eu vreau să vă zic că domnul Dodon a încercat să pătrundă și să vorbească cu domnul Zelenski și să restabilească această relație cu vecinii noștri, dar acolo răspunsul a fost foarte categoric. Nu, noi nu vom face acest lucru. Inclusiv, așa ceva nu se iartă, da? Așa ceva nu se iartă. Adică dacă, spre exemplu, o țară ar fi spus că Transnistria sau regiunea Transnistria nu aparține Republicii Moldova, noi am fi iertat acest lucru. Nu. Foarte clar. E clar că noi nu am fi făcut asta. De ce noi am aștepta că Ucraina s-ar fi comportat altfel? Și aceste greșeli se acumulează. Dar de ce? Dumneavoastră, nițel mai devreme, spuneați că pentru politica externă nu contează ce la Chișinău, stângă-dreaptă. Dar dacă ne uităm pe partea vestică, atitudinea țărilor din vest era destul de rece față de președinția în frunte cu Igor Dodon. Noi acum vedem, în urma mesajelor pe care le primește de felicitare doamna Maia Sandu, că ea va avea acces și va avea vizite, cred că în fiecare săptămână, începând cu București, încheiind cu Bruxelles și invers în toate capitalele. Or, asta n-a avut-o Igor Dodon.
Foarte corect. Gheorghe, uitați-vă, în principiu, Republica Moldova trebuie să aibă relație respectuoasă și bună cu Federația Rusă. Și eu pot să vă zic că toate măsurările deschise și închise arată că practic marea majoritate a cetățenilor în Republica Moldova, cred că vreo 70%, vor ca Republica Moldova să aibă o relație normală bazată pe respect reciproc cu Federația Rusă. Și acest lucru este destul de clar. Dar asta e una. Să știi de a proteja interesul național a țării tale și să o reprezinți cu demnitate în afara țării. Dar când tu devii ridicol, știți cum spuneam Machiavelli, un conducător de stat nu trebuie să fie ridicol. Dacă el devine ridicol, el nu mai este un conducător de stat. Și chestia aceasta este destul de simplă, pentru că domnul Dodon în căutarea, adică el, știți cum se dezvolta această relație cu Federația Rusă și eu înțeleg dinamică, cum lucrează chestia aceasta. Pentru că el în politica internă nu prea avea niciun succes. Iată, a fost povestea... În primii trei ani. Chiar în primii trei ani și în ultimul an, da, când el avea practic toate puterea, spuneți-mi vreo, adică puteți să-mi spuneți cam două, trei succese mari, știți cum, al domnului președinte. E foarte greu, da? Cam, deci în primii trei ani. Și iată, din cauza aceasta, eu cumva încerca să compenseze chestia asta cu relația tot mai, știți cum, strânsă cu Federația Rusă. Și eu pur și simplu a devenit dependent și deja nu mai exista acea balanță de politică externă despre care el vorbea. Cu cât mai dependent el devenea de Federația Rusă, cu atât mai puțin el comunica cu Ucraina, cu România, cu țările Uniunii Europene și cu Statele Unite. Și chestia aceasta este logică, e clar. Pentru că dacă tu treci peste această linie roșie și e că eu nu vorbesc aici de Kremlinovici, cu toate că și chestia aceasta e foarte și foarte relevantă. Ai serviciile secrete a altor state știu și cunosc foarte bine ce se întâmplă cu președintele unei țări. Ei tot au aici niște surse de informații destul de credibile. Și clar că nimeni nu va vrea să comunice cu un președinte care devine dependent, totalmente dependent. Și iată, eu cred că chestia aceasta trebuie să fie corectată. Un președinte al Republicii Moldova nu trebuie să fie dependent în această măsură de niciun stat. Nici măcar de Bruxelles sau Washington? Nici măcar de Bruxelles sau Washington. Chiar dacă banii vor veni deja de acolo? Banii vor veni de acolo, dar asta nu înseamnă că se va crea această dependență. Știți, la noi există așa o opinie că... Eu pot să vă zic foarte, foarte franc și foarte sincer. Adică eu am lucrat consilier pe politică externă la doamna Maia Sandu. Și eu pot să vă zic deschis, acum, că Maia Sandu nu a fost dependentă. Nici de Bruxelles, nici de Washington, nici de București, nici de Kiev și nici de Federația Rusă. Ea era un președinte independent. Premier. Și chestia asta mi îmi plăcea foarte și foarte mult. Credeți-mă că dacă ea credea că interesul național cere un anumit mod de acțiuni, ea făcea chestia aceasta. Și atât eu cred că aceasta trebuie să fie comportamentul. Dar domnul Dodon, spre mare regret, și în această politică externă, știți, a Republicii Moldova, politica externă pentru noi este un lucru crucial și noi trebuie să avem profesioniști. Noi trebuie să avem oameni care știu ce înseamnă chestia aceasta și știu exact ca și în domeniul conflictului transnistrian. Eu pot să vă spun că în Republica Moldova există vreo 3-4 persoane doar care cunosc destul de bine acest dosar. Noi am pierdut orice interes vis-a-vis de conflictul transnistrian. Uitați-vă cine acum este viceprim-ministru pentru reintegrare. Viceprim-ministru pentru reintegrare. Asta este o funcție crucială pentru Republica Moldova. Dumneavoastră știți ce va semna persoana respectivă, spre exemplu, în cadrul negocierilor 5+2? Sunteți siguri că ea nu va semna nimic? Adică nu va semna un document, spre exemplu, care ar putea să nu fie partea componentă al interesului național al Republicii Moldova. Și eu pot să vă dau exemplu după exemplu. Și spre regret, concluzionând, eu cred că spre regret, domnul Dodon, în 3-4 ani de zile, a cedat foarte multe interese naționale a Republicii Moldova. Și chestia aceasta trebuie să fie restabilită. Interesul național al Republicii Moldova trebuie să fie pe prim plan. Politica externă trebuie să fie bazată pe interesul național și nu pe interesul tău personal. Și nu trebuie să o construiești
în așa fel ca în primul rând să-ți promovezi interesele tale personale vis-a-vis de statul respectiv. Și doar în al doilea rând, acolo o să te gândești la, la interesul național. Chestia aceasta este crucial. Președintele ales Maia Sandu, în primul interviu acordat în calitate de șef al statului, ales unei instituții mass media din Ucraina, dacă nu greșesc, e primul interviu, a zis, Crimea este a Ucrainei și asta nici nu se discută, asta e. Ținând cont de faptul că frații noștri de la Moscova permanent se comportă ca niște uși, așa, și, da, foarte dur, poți să aibă asta un efect anumit asupra relațiilor bilaterale? La nivel de șef de stat, eu nu zic că o să închide gazul. Efect negativ? Da. Nu. Ne explicați și de ce, nu? De ce? Adică puteți să mai găsiți un alt stat, chiar și în spațiul CSI, care ar fi recunoscut că Crimeea aparține Federației Ruse. Nu, ca stat nici noi n-am recunoscut, să fim serioși. Precizăm, adică. După Maia Sandu doar a numit lucrurile pe nume. Și gata, ea nu a făcut nimic altceva. Și de fapt, toate guvernele și toți președinții a Republicii Moldova, în afară de domnul Dodon, au zis foarte clar și fără dubii, în echivoc, că Crimeea aparține Ucrainei. Punct. Și e că chiar găsiți, încercați să găsiți măcar un alt stat care ar recunoaște chestia aceasta. Dar știți de ce? Pentru că toate statele au aceste probleme. Toate statele au probleme Cuba, teritoriale. Dacă nu greșesc, au Cuba, dacă nu greșesc, ceva au zis acolo. Ceva au zis acolo. Mai ales. Exact. Și asta e, este o chestie crucială și pentru Republica Moldova. Și eu vă zic de ce. Pentru că toate alte state au asemenea probleme, da? Adică Rusia este un jucător foarte și foarte puternic. Foarte puternic. Și dacă tu faci așa ceva vis-a-vis de vecinul tău, exact aceeași abordare poate fi aplicată și vis-a-vis de statul tău. E simplu. Adică aici există logică foarte directă. Și dacă dumneavoastră să mă întrebați pe mine de ce domnul Dodon a făcut chestia aceasta, eu pot să vă zic. Pentru că el, știți, a încercat să fie pe placul Federației Rusă. Și asta a fost greșeala lui. Eu cred că asta a fost una din principalele greșeli pe care el, au fost multe, de fapt, pe care el le-a comis în cariera politică. Și uitați-vă ce se întâmplă cu acel interviu despre care ați vorbit dumneavoastră. Da? Iată, Maia Sandu a zis că Crimeea aparține Ucrainei și toate presa de pe centru stângă și toți fac un mare scandal, că parcă ei prezintă chestia aceasta, că asta ar fi fost o știre mare, o ceva, o noutate. Băieți, întrebați-vă, vă rog, este o întrebare foarte simplă. Dacă noi nu recunoaștem că Crimeea aparține Ucrainei, Ucraina este obligată să recunoască că regiunea transnistreană aparține Republicii Moldova? Sau nu? E foarte simplu, adică eu nu văd... Deși eu din văd... reacțiile foarte bolnăvicioase ale unora de pe Facebook în ziua alegerilor din primul tur și al doilea tur, ei n-ar avea nimic contra dacă s-ar recunoaște independența Transnistriei sau nu că independența, dar s-ar spune că Transnistria nu aparține Moldovei. Pentru că din cuvântul separatiști, ăștia n-au fost scoși. Și inclusiv deputații care n-au sprijinit pe Igor Dodon de pe alții, au fost cu cămășile rupte acolo pe malul drept al Nistrului, apărând brusc amintindu-și de faptul că Republica Moldova trebuie să-și apere integritatea, suveranitatea și dreptul la vot. Asta nu vi s-a părut un pic contradictoriu? Dacă mă întrebați pe mine chestia aceasta cu separatiști, a fost o greșeală. Eu pot să vă spun asta deschis, pentru că cetățenii din regiunea transnistreană sunt cetățenii Republicii Moldova. Și chestia, eu nu cred că cineva poate să spună că nu este așa. Este o altă problemă că mulți cetățeni de pe stânga Nistrului au fost aduși aici, în Republica Moldova, și au fost plătiți ca să participe în alegerile noastre. Și chestia aceasta, desigur că autoritățile noastre trebuia să se lămurească cu problema dată. Dar ei nu au făcut asta. Ei nu au făcut asta și din cauza aceasta a ieșit lumea ca să nu admită această fraudare. Și uitați-vă, în primul tur, câți cetățeni au votat din stânga Nistrului? Pare mi se că vreo 15-16 mii. În turul 2, 33 de mii. 34 chiar. Da? Și e clar că
Acolo noi nu avem prezență, politicienii noștri nu au acces în regiunea transnistreană. Dar în general, eu vreau să vă zic, Gheorghe, că eu cred că este o mare greșeală că noi aruncăm reglementarea conflictului transnistrean în toată această luptă electorală. Este o greșeală foarte și foarte mare că noi folosim voturile oamenilor și cetățenilor noștri de pe stânga Nistrului și noi cumpărăm aceste voturi. Pentru că eu mă întreb, după ce cred cetățenii ăștia despre statul nostru și statul lor, care îi plătește pentru a vota în alegerile noastre. Da? Și noi, pe noi nu ne respectăm. Și eu cred că aceasta este o greșeală imensă și poate noi nu vedem consecințele de durată medie și consecințele de durată lungă, dar aceste consecințe vor fi. Pentru că dacă Republica Moldova este un stat, trebuie să fie un stat serios. Și eu cred că domnul președinte Dodon a contribuit foarte mult la chiar și destrămarea statalității a Republicii Moldova. Cu toate că el în campania electorală vorbea foarte mult că el este un statalist, el a făcut foarte mult ca să slăbească statul Republica Moldova. Și Republica Moldova ca stat a devenit mult mai slab sub conducerea domnului președinte Dodon. Și chestia aceasta poate fi demonstrată foarte și foarte ușor. Și uitați-vă ce s-a întâmplat. După primul tur care a fost cât de cât liniștit, cât de cât constructiv, fără mult noroi aruncat de politicieni, în turul 2 ceea ce noi am fost, a fost o campanie fără precedent. Eu nu cred că eu am văzut o campanie care ar fi fost atât de periculoasă pentru Republica Moldova. Și chestia aceasta a venit din tabără domnului președinte Dodon. Adică asta nu a fost început de către Maia Sandu sau staful ei. Și ceea ce a început să facă în Republica Moldova e să provoace, știți cum, diviziuni pe criterii etnice, pe criterii politice, pe criterii geopolitice, sperând că ei vor diviza țara în două tabere și că o jumătate de cetățeni îl vor vota pe domnul președinte Dodon. Dar chestia asta, slava Domnului, nu s-a întâmplat. Eu cred că, de fapt, foarte multe lucruri interesante s-au întâmplat în campania electorală în Republica Moldova. Foarte mulți oameni spun că a fost un vot geopolitic. Eu categoric nu sunt de acord cu această afirmație. Iată, despre asta eu am să vă rog să ne povestiți un pic mai mult ușor, dar după câteva clipe de publicitate, vă rog. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Culminski, spuneați înainte de publicitate că votul de data asta n-a fost unul geopolitic, așa cum ne-am obișnuit noi de fiecare dată. Când dăm, de exemplu, primăria Chișinăului pe mâna rușilor sau pe mâna europenilor. Dăm țara pe mâna tancului rusesc sau pe mâna Bruselului și tot așa mai departe. De ce de data asta, credeți dumneavoastră, n-a fost așa? Eu cred că prioritatea problemelor în Republica Moldova este puțin altă. Pentru că Republica Moldova a ajuns la pragul unui stat nefuncțional. Atunci când autoritățile statului nu mai funcționează, când oamenii din teritorii sau din regiuni nu recunosc autoritatea statului pentru că statul nu lucrează pentru ei și statul nu este capabil să presteze anumite servicii de bază. Și din această cauză, prioritizarea problemelor cu care s-au confruntat oameni în ultimele 3-4 ani de zile e totalmente altfel. Nu e vorba despre NATO sau tancul rusesc. Este vorba despre niște chestii de bază, despre economie care nu funcționează, despre salarii, despre pensii, despre nivelul de trai, despre copii care au plecat din Republica Moldova, despre faptul că la noi toate întreprinderile de stat aduc pierderi, dar oamenii care controlează aceste întreprinderi câștig bani prin niște firme, spune în limba rusă, prăclatche, firme interpuse, da? Care câștig bani din aceste companii, dar statul pierde acești bani. Și iată din cauza aceasta, oamenii cred că au votat cu o persoană în care ei au avut mai multă încredere. Și nu au votat-o pentru că ea a promis, știu eu, ceva, integrare europeană sau relații mai bune cu Federația Rusă sau ceva de acest gen. Nu. Pentru că ei au crezut că, de fapt, un nou președinte trebuie să fie în stare să rezolve probleme în interiorul țării. Trebuie să construiască o altă Moldovă, un alt stat, mult mai puternic,
mai funcțional, cu instituțiile care funcționează. Eu cred că asta a fost. Și acum problema, eu cred că cea mai mare problemă este că nivelul așteptărilor este foarte mare. Uitați-vă, doamna Sandu a câștigat Chișinău, 60%. Practic, 60%. Și chestia aceasta nu este posibilă de fără vorbitori de limba rusă, fără cei care se auto-identifică ca moldoveni, da? Și multe alte categorii la care ea nu avea acces anterior. Și chestia aceasta înseamnă că pur și simplu asta nu a fost un vot strict pe criterii geopolitice. Votul ăsta a fost despre Republica Moldova ca un stat care devine unul nefuncțional. Și apropo, mie tare mi-a plăcut că în cadrul acestei campanii electorale doamna Sandu a promis că ea va construi relații bune și cu Federația Rusă și aceste relații trebuie să fie bazate pe interesul național. Eu cred că de fapt este o afirmație foarte corectă. Și dumneavoastră, și doar să închei. E că dumneavoastră, dacă puteți să-mi numiți doar o singură problemă în relațiile noastre cu Federația Rusă care a fost rezolvată în mod sustenabil de către domnul Dodon? Nu știu, el va răspunde cu o listă foarte mare, sunt nicio sigur. Nicio problemă. Iată, noi aveam problemă cu oamenii, cetățenii noștri care lucrează în Federația Rusă. Noi așa și o avem. Noi aveam problemă cu exporturile noastre. Noi așa și o avem, pentru că ea nu a fost rezolvată în mod sustenabil, da? Fiecare jumătate de an sunt scoși aceste restricții pe doar fix jumătate de an și doar pentru companiile care sunt pe lista respectivă, nu pentru toți. Și eu pot să vă numesc zeci de probleme pe care noi le avem în relația noastră cu Federația Rusă, dar ei fac din asta hype, știți? Și asta este problema cea mai mare, că noi facem hype din niște chestii foarte serioase pe care noi trebuie să le abordăm în mod strategic. Și relația noastră cu Federația Rusă este o problemă strategică, este o problemă de care trebuie să se ocupă profesioniști. Și... Domnul Culinescu, dumneavoastră vă amintesc campania electorală din anul 2001? Da, desigur. Televiziunea atunci era numai una, maxim erau două, nu era controlată deloc de Voronin, Vladimir și echipa sa. Așa. Zi și noapte, acolo spunea la televiziune că dacă vine Voronin, e strașnic, mai bine nu-l votați. Și el a luat 71 de mandate. Deci, de atunci s-a demonstrat că oamenii nu sunt proști așa cum ne cred unii. Voilà. Dar, trebuie să recunoaștem, comuniștii atunci au venit pe fundalul unei crize, deja de mulți ani, care nu se mai rezolva în problema asta, în țara noastră. Mie mi-apare aici întrebarea. COVID-ul ăsta care a fost și a prăbușit totul, și la noi, și la alții, i-a jucat festa lui Dodon? Sau asta n-a avut nicio treabă? Oricum ar fi pierdut. Eu cred că oricum ar fi pierdut. Știți ce ar fi făcut un lider, un președinte responsabil? Eu pot să vă spun. După ce a apărut toată povestea aceasta cu Culioc, după ce au apărut alte chestii care nu lăsau... Mărunțeșuri, da, unul după altul. Unul după altul, da, și multe. Un lider responsabil și-ar fi dat demisia. Și iată, eu vă dau un exemplu. Adică un lider responsabil ar fi vrut să se dea la o parte dacă el s-ar fi gândit despre partidul său, despre țara, despre interesele naționale, despre colegii săi din partid, din PSRM. Și noi trebuie să admitem că PSRM are mulți oameni buni, mulți profesioniști buni. El ar fi vrut să se dea la o parte. Și spre exemplu, știu eu, Ivan Ciban ar fi fost... Ivan Ciban. Ion Ciban ar fi fost, știți cum, candidatul Partidului Socialist în cadrul acestor alegeri. Și atunci eu nu cred că victoria ar fi fost atât de convingătoare. Eu cred că ar fi fost o altă situație. Dar domnul Dodon, și problema în Republica Moldova, toți politicienii au această problemă, e că ei sunt foarte orgolioși. Și orgoliu în Republica Moldova joacă un rol extrem de, aș spune eu, știți cum, extrem de important, dar în același timp și oamenii nu pot depăși orgoliile proprii în Republica Moldova. Și nu pot gândi rațional. Eu cred că răspunsul la această întrebare, de ce domnul Dodon nu a văzut ceea ce se va întâmpla peste, pentru că eu eram absolut sigur, dacă dumneavoastră m-ați fi întrebat 3-4 luni de zile dacă domnul Dodon are șanse să câștige aceste alegeri, eu v-aș fi spus nu, fără doar și poate. Și tu puteți să Gleb Pavlovski poate să vină aici în Republica Moldova să facă împreună cu Stanislav Bilkovski și toți politehnologii ruși care sunt foarte pricepuți în domeniul respectiv, el n-ar fi câștigat.
pur și simplu. Adică nu existau metode prin care, doar în afară probabil de război. El pur și simplu trebuia să se dea la o parte și cred că asta ar fi fost soluția pentru Partidul Socialist. Dar vedeți, adică ce face el acum? El acum inventează fake-uri. Și eu sper că dumneavoastră sunteți de acord că ceea ce noi am văzut după primul tur al acestor alegeri au fost zeci de fake-uri, nu doar despre Maia Sandu, dar în genere despre societatea Republicii Moldova. Fake-uri care, după părerea mea, sunt foarte, foarte periculoase. Că va începe războiul în Transnistria, că, știu eu, va fi interzisă limba rusă, că cineva va închide școli în cuprindare în limba rusă, etc., etc. Și noi, și niciun politician în Republica Moldova nu trebuie să fie permis să speculeze pe aceste probleme. Pentru că Republica Moldova este o țară în care sunt cel puțin două sau chiar trei luni paralele, care nu se intersectează. Există lumea oamenilor care vorbesc limba rusă și care nu vorbesc limba română. Există lumea majorității care nu prea se intersectează cu celelalte două lumi. Și asta este o problemă extrem de mare și orice politician responsabil trebuie să înțeleagă chestia aceasta și trebuie să fie inclusiv. Și apropo, mie tare mi-a plăcut că campania doamnei Maia Sandu a fost una inclusivă. Adică ea nu a exclus pe nimeni din această ecuație. Apropo de limba rusă, ce e cu mișcarea asta Partidului Socialiștilor că vrea să acorde statut special pentru limba rusă în Moldova? De ce nu a făcut chestia asta timp de 4 ani de zile? De ce nu a venit cu nicio inițiativă? Asta noi știm. Eu vreau să înțeleg, în opinia dumneavoastră, ce e cu poanta asta? Ce vor ei să obțină? Ce vor să arate? Păi ei vor pur și simplu să-și consolideze electoratul lor. Adică ei cred că ei vor consolida electoratul, oamenii care vorbesc limba rusă în Republica Moldova. Dar asta este un fake. Pentru că dacă dumneavoastră ați citit atent legea respectivă, dacă noi o să adoptăm această lege, atunci limba rusă va avea un statut mai jos decât cel pe care o are acum. Asta va fi efectul net al acestei legi. Cum se spune în limba rusă, poznă pit barjomi. Trebuia să lucrați cu, adică să asigurați anumite rezultate și trebuia să asigurați anumite realizări pe parcursul mandatului. Și mie tare nu-mi place această abordare, că știți, domnul a pierdut aceste alegeri și eu credeam că el, fiind un om responsabil, sau cel puțin așa el s-a prezentat în cadrul acestei campanii electorale, că el cumva va primi această înfrângere cu demnitate. Mai ales că și oponenta dumnealui, doamna Maia Sandu, a avut un mesaj foarte calm, foarte rațional, inclusiv, că i-a zis că nimeni nu a pierdut în aceste alegeri și el era timpul cumva că toate forțele să se unească, da, în această societate și să fie creat un fel de, știu eu, mișcare înainte, că noi să vedem cel puțin unde noi mergem înainte. Dar ce a făcut domnul Dodon? El s-a mutat de la președinție la Partidul Socialiștilor, da? El a reușit cu mare succes să-și prebușească președinție. Și acum el vrea să facă probabil exact același lucru și cu Partidul Socialiștilor. Pentru că dacă ei vor continua pe această pistă, că dacă ei vor continua să divizeze această societate și să vină cu aceste mesaje în fiecare zi de ură, chiar ură interietnică, chestia aceasta e extrem de periculoasă. Și eu pot să vă zic că niciun politician nu a reușit să-și construiască cariera politică pe fake-uri, pe asemenea mesaje. Pentru că tu trebuie să ai niște realizări în realitate ca să te promovezi și ca să devii un politician care este recunoscut și care este respectat în țara ta. Dar dacă tu doar promovezi fake-uri, dacă tu ai început să mergi pe calea aceasta, asta este începutul sfârșitului. Și eu cred că pentru Partidul Socialist ei trebuie să se oprească imediat. Pentru că ceea ce ei fac acum prin toată țara, că ei merg acolo pe la Taraclie, Găgăuzia, că iată chestia asta cu limba rusă, și că îi zic că acolo va fi război în Transnistria și interviul acela, apropo, care a fost foarte inocent, după părerea mea, și acolo, în cadrul acestui interviu, doamna Sandu nu a zis niciun cuvânt, și eu repet, niciun cuvânt care nu, adică nu niciun cuvânt nou. Și eu pot să vă zic că domnul Dodon a zis exact același lucru în mai multe interviuri și în mai multe, și chiar și pe 26 octombrie 2019, el a zis exact același lucru de pe tribuna ONU. Exact același lucru. Și acum ei creează mare hype că iată a apărut ceva, că război în Transnistria. Este o pistă foarte, adică este o cale. La nivel oficial parcă nu e așa ceva. Dar anumite persoane, instituții micuțe,
Nu, chestia asta se întâmplă oficial, spre regret. Și domnul Dodon promovează chestia asta și mulți deputați din Partidul Socialiștilor promovează chestia aceasta. Asta este drumul spre nicăieri. Pentru un partid politic care e doar bazat pe acest negativism și pe răspândirea, pe fabricarea și crearea fake-urilor, este un drum spre nicăieri. Și eu pot să vă asigur că foarte curând, jumătate de ani de zile, acest spațiu politic de centru stângă va fi înlocuit de alte persoane și de alte partide. Eu am întrebarea asta. Și dacă Partidul Socialist vrea să se distrame, asta este cea mai bună cale să atingă acest scop. Opriți-vă, pentru că e pur și simplu drumul spre nicăieri. Eu când citesc chestii de acest gen, Doamne ferește! Doamne ferește. Un pic mai devreme spuneați despre faptul că noi în Moldova, ca și în toate celelalte țări, avem agenți străini. Iată, mi-a amintit mie. Eu spuneam chestia asta. Că... Da. Care urmăresc, servicii secrete care urmăresc cine și ce face. Ok. Da. Cuvinte. Și aici mi-a amintit de declarația domnului Țicu Octavian, președinte al Partidului Unității Naționale. Da. Aici a zis-o, apropo, anul trecut, că dumneavoastră ați fi agent de influență rusă. După asta ați spus că îl dați în judecată. L-ați mai acționat în judecată sau nu? Da, dar după asta nu am dus cazul ăsta până la capăt, pentru că nu au mai fost declarații de acest gen și am oprit procesul respectiv. Am înțeles. În contextul ăsta, în contextul domnului Octavian Țicu, astăzi un primar de la Partidul Unității Naționale, primarul de Sângerei, care de la domnul Țicu, a aderat la Partidul Acțiune și Solidaritate al domnului Maia Sandu, președintele ales. Vorba aia să începe? Sper că nu, pentru că știți cum, în 2016 Partidul Democrat avea 283 de primari. 2019 aveau 840 de primari. Și asta nu s-a întâmplat din cauza unei revelații ideologice. S-ar fi întâmplat din alte cauze și din alte motive. Eu sper că chestia aceasta nu, în Republica Moldova, adică eu cred că chestia aceasta nu trimite semnale bune pentru restul partidelor. Eu nu știu, sincer vorbind, ce s-a întâmplat acolo, pentru că eu n-am reușit să citesc sau să văd știrea respectivă, dar eu tare sper că nu se va întâmpla chestia aceasta, că dacă lumea, știți cum, că lumea nu se va întâmpla proces de mutare masivă de la alte partide spre PAS. Nu ar fi corect. PAS-ul a declarat că este un partid democratic și că ei vor lucra anume așa, deschis, onest, și chestia aceasta trebuie să se întâmple. Dar eu pot să revin pe un pic la declarația aceea al domnului Țicu, pentru că dumneavoastră așa ați aruncat-o și eu aș vrea să răspundă, că e posibil. Vă rog. Problema este că eu niciodată nu m-am ascuns că viziunile mele sunt din centru politic, centru dreaptă, mai spre centru dreaptă, dar totuși eu mă consider ca o persoană, ca un centrist, hai să spunem așa. Și eu întotdeauna am crezut că în Republica Moldova noi trebuie să avem o agendă inclusivă. Eu cred că în Republica Moldova noi nu trebuie să avem străini. Eu cred că toți cetățenii a Republicii Moldova trebuie să fie mândri că ei sunt cetățenii acestui stat. Și iată, știți, eu cred că anume aceasta trebuie să fie abordare și la nivel de stat. E foarte important, pentru că noi, iată, noi avem, spre exemplu, 25% de vorbitori de limba rusă în statul nostru. Și credeți că Republica Moldova câștigă dacă ei vor pleca în alte state sau, știu eu, vor crea companii IT în Statele Unite sau în Canada sau chiar în Federația Rusă? Nu, pentru că acești oameni au fost educați în Republica Moldova, am investit foarte mult în acești oameni și ei trebuie să lucreze aici. Și eu cred că toate căile trebuie să fie deschise pentru acești oameni spre orice funcție în stat. Și iată dacă cineva consideră că asta înseamnă că tu ești agent de influență a Moscovei, atunci eu nu mai am întrebări la această persoană. Pur și simplu nu mai am întrebări. Pentru că aceasta este o abordare europeană. Aceasta este abordare europeană clasică. Dacă tu trăiești într-o țară europeană, pentru tine sunt deschise toate căile. Tu ești cetățean al acestei țări. Și tu trebuie să fii mândri de faptul că ești cetățean
al acestei țări. Și eu cred că pentru Republica Moldova problema integrării acestor oameni este una foarte și foarte importantă. Gata, eu am răspuns la întrebarea respectivă, scuze. Domnul Comiscu, eu știu că dumneavoastră cunoașteți multe. Când are loc inaugurarea doamnei Maia Sandu? Ori Igor Dodon este președinte al țării inclusiv până pe data de 23 decembrie. Pentru că mandatul durează fix 4 ani. Am auzit data de 24 decembrie. 24 decembrie. Am auzit că inaugurarea va avea loc pe 24 decembrie și sper, eu am auzit de la cineva și eu sper că eu nu am divulgat niciun secret de stat. Dar în mod normal trebuie să aibă loc la Palatul Republicii, că în altă parte nu avem așa o sală mare, mai ales că în Constituție scrie că trebuie un jurământ depus în fața deputaților, ori noi avem 100 care sunt prezenți în Moldova, plus membrii Curții Constituționale. Poate o să avem 101. Credeți că revine Ilan Șor în ziua aia? Am auzit eu niște zvonuri prin târgul politic. Ce zvonuri? Că se creează o alt fel de coaliție. Acum vorbim și despre această coaliție. Dar dumneavoastră credeți că Igor Dodon va fi invitat la investirea doamnei Maia Sandu? Cred că ar fi corect. Eu cred că ar fi corect. El a fost președintele țării, orice noi n-am crede despre domnul Dodon. El a fost președintele nostru și, da, cred că trebuie să fie invitat. Cu toate că ceea ce face el acum în viața politică, eu cred că e totalmente greșit. Am înțeles. Asta eu cred că jumătatea emisiunii. Și pentru supraviețuirea Partidului Socialist, eu cred că el trebuie să se dea la o parte, pur și simplu, să lase partidul ăsta să promoveze o agendă constructivă și nu una negativă, destructoare pentru Republica Moldova. Destructoare pentru Republica Moldova. Maia Sandu este președintele țării, începând cu 24 decembrie. Ce ne așteaptă pe noi? Or, noi am avut un președinte, începând cu 2016, Igor Dodon, care în guvern n-avea nici măcar acces, pentru că acolo controla totul Vladimir Plahotniuc. Și PD-ul controla parlamentul, respectiv, nici acolo Igor Dodon mare treabă nu putea face. 3 ani a avut nevoie ca Igor Dodon, însă în ultimul an, deci, și-a arătat că poate fi președinte, deși dumneavoastră spuneți că oricum nici în ultimul an nu a făcut nimic. Eu nu am zis că nu a făcut nimic, eu am zis că nu a avut realizări majore. Ce va face doamna Maia Sandu? Pentru că, dacă îi comparăm, cam a picat în aceeași situație. Guvernul nu-i aparține și în Parlament nu are susținere. Cred că situația e totalmente diferită. Vă rog să-mi totalmente altă. Chiar vă rog. Uitați-vă, în primii 3 ani de mandat, domn președinte Dodon lucra sub mare presiune, care venea din partea domnului Plahotniuc. Dacă țineți minte, țara atunci, la acea etapă, era capturată. Așa. Și foarte puțini funcționari publici, oameni, știu eu, erau jurnaliști curajoși care lucrau împotriva acestui regim, inclusiv și dumneavoastră, dar erau puțini. De fapt, țara era atunci capturată și țara era controlată. Și păi chiar atunci domnul președinte Dodon avea 2 opțiuni. El ar fi putut să-și dea demisie sau să devină un președinte, știți cum, zanavescă, cum se spune. El a ales 2 opțiuni. În condițiile de astăzi, țara nu mai este capturată. Țara este liberă. Și presiunea opiniei publice în Republica Moldova contează foarte și foarte mult. Și haideți să vedem. Spre exemplu, Partidul Socialiștilor nu ar vrea să dizolve Parlamentul. Și ar vrea să creeze un fel de alianță situativă cu, știu eu, cu cine e posibil, cu Pro-Moldova, cu Șor, etc. Asta ar însemna că peste jumătate de ani de zile, opinia publică ar taxa chestia aceasta în mod foarte și foarte serios. Și ratingul acestui partid, ratingul Partidului Socialiștilor, va ajunge la un nivel neașteptat de mic. Haideți să spunem așa. Și eu nu cred că este în interesul lor să trăgâneze procesul de alegeri anticipate. Dar chiar dacă ei vor vrea să facă chestia aceasta, ceea ce eu cred că ar fi o greșeală politică imensă, și pentru că este și interesul lor și în interesul partidului PAS să organizeze alegeri anticipate cât mai repede posibil. Dar haideți să admitem că ei o să facă chestia aceasta. Eu cred că pentru Maia Sandu acum este crucial să fie organizate alegeri parlamentare anticipate. Pentru că dacă chestia aceasta nu se va întâmpla în 6-7 luni de zile, inevitabil toată această speranță
tot acest inclusivism care a fost acumulat în cadrul acestor alegeri se va dizolva și el nu va mai exista. Uitați-vă ce se întâmplă în Ucraina, spre exemplu, da? Ce se întâmplă cu ratingul domnului Zelenski, care a câștigat un mandat prezidențial cu 70% din voturi. Și acum el nici nu a câștigat alegeri locale, niciun oraș mare, ei nu au reușit să câștige niciun oraș mare. Și din cauza aceasta e foarte important că pentru ea să fie organizate aceste alegeri parlamentare anticipate. Și dacă se întâmplă chestia aceasta, atunci eu cred că Partidul PAS are șanse foarte bune să câștige un rezultat impresionant în cadrul acestor alegeri. Deci atunci depinde de socialiști și de Igor Dodon. Dacă ei eu zic, nu da. Cred că depinde de, eu cred că depinde de opinia publică. Eu cred că socialiștii înțeleg foarte și foarte bine că cu cât mai mult ei vor tărăgâna procesul respectiv și cu cât mai mult ei vor continua să încerce să scoată niște beneficii din parlamentul actual, care este unul totalmente nefuncțional, cu atât mai mult ei vor fi taxați de către opinia publică, de alegătorii proprii. Și dacă ei cred că ei pot... Sunt niște metode juridice, corect, conform cărora trebuie de dizolvat acest parlament. Corect. Faptul că pe Facebook se strigă că noi vrem anticipate și lumea își schimbă pozele de profil, asta nu o să ajute cu nimic. Trebuie să întâlnească liderii cei mai mari și spună, unu, demitem guvernul, sau el își dă demisia, și în 45 de zile nu votăm niciun guvern. Orice ar face pro-Moldova, orice ar face pentru Moldova, orice ar face PD-ul, oricum s-ar mișca ei acolo, fără blocul acum și socialiști, nu pot să aibă loc alegeri anticipate. Nu poate să fie votat un guvern. Just? Prin urmare, eu nu zic că ei trebuie să coalizeze și să facă nuntă politică încă o dată Maia Sandu cu Igor Dodon, dar realitățile politice arată că anticipatele pot fi declanșate doar de acești doi actori politici. Corect, dar ei nu trebuie să facă niciun fel de nuntă și eu nu cred că chestia aceasta, că lucrul ăsta mai este posibil. Eu, de fapt, cred că ceea ce s-a întâmplat la noi în vara anului trecut a fost un lucru interesant, când stânga și dreapta au început să lucreze împreună, dar, spre exemplu, spre regret, toată chestia aceasta a fost distrusă și eu nu cred că revenirea la această colaborare mai este posibil. Primele luni au fost chiar frumoase. Primele luni chiar au fost frumoase pentru toată Exista lumea. O agendă, corect? Da. Exista o agendă. O mare speranță. Dar regia mea are speranța faptului că vom avea câteva clipe de publicitate. Eu nu pot să-l contrazic și după care revenim. Ok? Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Așa, anticipate. Domnul Kulminski, dar dacă avem totuși în primăvară, vară, toamnă, alegeri parlamentare anticipate, pe dreapta, în afară de partidul Maia Sandu, credeți că mai intră măcar un partid? Este o întrebare foarte bună. În primul rând, eu vreau să vă spun că eu sunt sigur că noi vom avea alegeri parlamentare anticipate în primăvara anului viitor. Sunt sigur că se va întâmpla chestia aceasta. Pe dreapta, noi vorbim probabil mai mult de centru-dreapta. De centru-dreapta. Știți, eu cred că de acum încoace noi avem altceva în politica noastră în Republica Moldova. Eu nu cred că de pe centru dreapta sau de pe centru stângă va mai fi posibil să promovezi pur, știți cum, o campanie electorală bazată pe geopolitică. Nu cred că va mai fi posibil. Eu cred că de acum încoace, și apropo, ei, nu vreau să aduc acest exemplu, pentru că eu nu cred că el e foarte bun, dar eu cred că există deja o tendință în Republica Moldova și eu sper foarte și foarte mult că această tendință va deveni mainstream-ul politic în țara noastră. Că, de fapt, tu trebuie să ai niște calități personale și tu trebuie să fii un conducător sau o persoană credibilă pentru oameni, în primul rând. E că asta trebuie să fie primul criteriu după care noi trebuie să judecăm lumea. Dacă tu ești un profesionist sau nu, ce tu vrei să schimbi, dacă tu ești cinstit sau nu, care sunt scopurile tale, dacă tu înțelegi interesul național și ce tu faci, și ce tu poți să faci pentru această țară. Pentru că mulți pot să umble prin oraș, știți, cu
diferite slogane geopolitice și să le arunce în stângă și în dreapta. Chestia aceasta e extrem de ușor, de ușor de făcut. E foarte simplu să faci chestia asta. Dar eu sper foarte mult că chestia aceasta nu se va întâmpla în Republica Moldova. Că noi o să avem, de fapt, ceva nou în țara noastră. Haideți vreodată să începem să schimbăm ceva în interiorul țării și după asta noi deja o să ne gândim ce noi o să facem cu geopolitică și ce se va întâmpla mai departe. Și din cauza aceasta, eu cred că dacă cineva va vrea să ajungă la Parlament ca o persoană credibilă și cu un partid credibil de pe centru dreaptă, obligatoriu ei trebuie să respecte acest criteriu. Dacă au profesioniști, dacă au oameni care înțeleg cum să promovezi interesul național, etc., etc. Eu, de fapt, sunt convins că se va întâmpla chestia aceasta, pentru că noi, ca stat, ca Republica Moldova, chiar am ajuns la pragul unui stat falimentat, spre regret, cu tot cu COVID-ul, cu economie care nu funcționează, cu vreo 30 de agenții care umblă prin oraș și adună bani de la toate business-urile care există în țara noastră și noi chiar suntem într-o situație extrem de proastă. Eu am să vă întreb altfel, dacă nu vreți să răspundeți așa cum v-am întrebat eu. Sunteți de acord dacă vom avea în primăvară, cum spuneți dumneavoastră, alegeri parlamentare anticipate, noi vom avea 4 actori în următorul legislativ. Doamna Maia Sandu, Igor Dodon, Renato Usată și Ilan Șor. Cred că este cel mai probabil scenariu. Eu nu sunt sigur despre Ilan Șor. Nu sunt 100% sigur, dar haideți să vedem. Haideți să vedem ce se va întâmpla. Dar da, asta este scenariul de bază. Dumneavoastră aveți dreptate. Și ce se schimbă dacă ajung doar acești actori politici în Parlamentul țării? Ce se schimbă spre binele poporului? Dacă mergem pe același val de schimbări care l-am început acum pe 15 noiembrie. Eu cred că Parlamentul va arăta altfel. Eu cred că noi o să avem alți oameni, alți jucători și noi o să avem acolo măcar partide. Partide ca partide, pentru că noi în Parlamentul actual am avut 3 partide care se destrămau, se adunau. Dumnezeu știe ce se întâmpla cu aceste partide. Lumea pleca din aceste partide, lumea intra înapoi în aceste partide. Și tot asta nu a fost făcut din cauza anumitor diferențe ideologice, corect? Eu cred că totuși, probabil, motivația a fost altă. Și cel puțin în următorul Parlament, eu cred că noi o să avem partide politice, noi o să avem un program politic, noi o să avem o ideologie și sper că noi o să avem un program pentru dezvoltarea țării. Și chestia aceasta nu este posibilă în Parlamentul actual. Dar nimeni din ăștia care vorbeam noi acum nu ia 51 de mandate. Nu cred. Nu cred că este posibil. Și dacă coalizează Igor Dodon cu Renato Usată? E posibil și ea. Nu. Eu nu cred că... E prea departe și totul depinde de foarte mulți factori necunoscuți, dar eu nu cred că chestia aceasta se va întâmpla. După această campanie electorală, care a fost, știți cum, cu foarte multe învinuiri, pe viață și pe moarte, cumva să intre în coaliție. Dar asta de fapt este și problema Republicii Moldova, că lumea se ceartă până la, știți, până la sânge. Nu, cel puțin Maia Sandu cu Igor Dodon a demonstrat în vara anul trecut că se poate de făcut și ceva bun dacă... Nu cred că cu Igor Dodon se va mai întâmpla acest lucru. Asta pentru am precizat. Pentru că Igor Dodon a făcut foarte multe promisiuni și el a făcut foarte multe promisiuni rușilor, americanilor, europenilor, actorilor din interiorul țării și nu a îndeplinit practic niciuna din aceste promisiuni. Și e clar că tu, dacă știți cum, circumstanțele s-au schimbat, atunci și promisiunile trebuie să fie probabil revăzute sau ajustate. Dar să faci chestia asta așa atât de, știți, să ai tupeu, să nu îndeplinești practic niciuna din angajamentele tale și credeți-mă, eu știu despre anumite promisiuni care au fost făcute, mai bine tăceai, filozof, rămâneai. Domnule Culmeschi, în cazul unor anticipate, blocul acum trebuie refăcut dintre PAS și platforma domnului Andrei Năstase sau deja Maia Sandu poate și facă lista electorală după bun ei plac și doar din membrii PAS? Vorbind doar ca un expert politic și nicio altă calitate, eu nu cred că chestia aceasta va mai fi posibilă, pentru că situația politică s-a schimbat. Eu cred că e cazul că acum, adică că PAS și DA să aibă discuții, negocieri,
fără doar și poate, adică aceste discuții sunt foarte binevenite. Eu nu cred că o să fie refăcut acum pe principii de paritate, da? cum s-a întâmplat înainte de alegerile precedente. Nu mai cred că chestia aceasta este posibilă, dar eu cred că ar fi foarte bine dacă aceste două partide ar merge împreună în aceste alegeri, într-o formulă sau altă. De ce nu? Dar eu nu mai cred că o să existe, știți cum, balanță sau paritate, da, la care se insista atât de mult atunci, înainte de alegerile parlamentare în 2019. De ce domnul Andrei Năstase a picat la ratingul la care a picat? 31 pic. E bună întrebare. Eu îl respect foarte mult. Eu cred că probabil el și-a ales o strategie politică greșită. Țintă electorală trebuie să fie altă. Probabil și aici a fost o greșeală mare, cu toate că Andrei Năstase rămâne o persoană respectată în societatea Republicii Moldova și el a făcut multe chestii bune. Dar știți cum? Ca să te menții la vârful valului politic, e foarte dificil. E foarte dificil. Cred că acest val, în cazul domnului Năstase, a fost în anul 2015, 2016, etc. Și apropo, domnul Dodon acum, astăzi, crede că el se va menține pe acest val politic și că în cazul lui cumva legile politologice vor lucra altfel. Eu pot să vă asigur că se va întâmpla exact la fel. Că... Dar ce spun legile despre care spuneți dumneavoastră? Că? Gata. Nu, ce spun legile astea? Că gata. Nu mai poate reveni în viața politică în calitate de un jucător serios. Nu se va mai întâmpla chestia aceasta. Și eu cred că toate aceste atacuri care vin din partea dumnealui, de fapt, cea mai bună strategie este să le ignori. Pur și simplu. Pentru că nu mai sunt relevante. El nu mai are ce spune societății din Republica Moldova. Și e mare păcat că el nu a fost în stare să acceptă această înfrângere cu demnitate. Credeți-mă, peste un an de zile cu asemenea politici publice și cu asemenea atacuri și instigare la ură, ratingul domnului Dodon va ajunge la un nivel foarte și foarte mic. Asta tot este o lege politologică, pentru că tu nu poți să-ți construiești imaginea doar pe negativism. Domnul Culmeschi, ce se întâmplă totuși cu ăștia, pro Moldova și pentru Moldova? Eu știu că domnul Sârbu nu poate să-l trădeze pe Vladimir Plahotniu. El a plecat din PD, s-a dus la domnul Candu și brusc de la Candu el pleacă la Pentru Moldova și îmbră la hramurile din Urhei. Ce să știți sau poate ați auzit sau poate... Hai măcar să ghicim în apasta plată, nu știu. Eu cred că ei pur și simplu nu vor să plece de la Parlament. Iată, cam asta este esența tuturor mișcărilor din ultimul timp. Ei nu vor să plece de la Parlamentul ăsta pentru că acolo e foarte comod, tu poți să faci acolo niște bani, așa, pe stângă și pe dreapta, știți cum se întâmplă la noi. Dacă treci de la un partid la altul, noi deja ne-am înțeles că chestia aceasta nu se întâmplă din cauza schimbării a ideologiei tale, se întâmplă din alte cauze, din alte motive. Și doar asta cred că explică toate aceste mișcări haotice prin, știți, în diferite părți. Dar acest Parlament va fi dizolvat. Și nu sunt alte soluții. Pur și simplu nu sunt alte soluții și probabil că ei încearcă să-și mai câștige ceva, știți, așa, nu vreau să spun, dar cred că interesul personal tot joacă un rol foarte și foarte important. Pentru că la noi în Parlament, dumneavoastră știți că la noi în Parlament sunt oameni care promovează interesele în anumite sectoare. Sunt niște parlamentari care promovează interesele companiilor în domeniul medical, în domeniul agriculturii. Printr-un amendament, așa. Sunt oamenii care... Păi exact, pentru că și acești oameni, ei habar nu au dacă când vine vorba despre niște chestii care sunt în interesul statului, da? Vorbiți cu ei despre, spre exemplu, politica externă, dezvoltare economică,
știu eu, buget, ei știu foarte bine ce, despre buget, da, toată lumea acolo, știți, ei sunt foarte versați în chestia aceasta. Dar vorbiți cu ei despre reglementarea transnistreană, spre exemplu, deci niște chestii serioase. Nu, dar ei, în schimb, ei știu foarte bine domeniul în care ei își promovează interesele și interesele altor oameni. Există cei care promovează interesele unor companii energetice, spre exemplu, știți? Noi după asta ne întrebăm de ce noi aici achităm electricitate la un preț mai mare decât în New York, Moscova sau Londra. Știți, e o bună întrebare, corect? Pentru că Republica Moldova nu este cea mai bogată țară de pe planetă Pământ ca să-și permită acest lucru. Dar noi plătim de două ori, de fapt. Da? Și noi, în primă, când noi nu primim niciun bănuț din gazul pe care noi vindem în regiunea transnistreană și după asta când noi achităm electricitate prin niște firme care câștig bani enormi, dar noi toți pierdem. E că eu vorbesc despre asta, când eu vorbesc despre un stat nefuncțional, este un stat ca o caracatiță, care e pur și simplu, știți, în schemă. Este un stat schemă. E ca asta se întâmplă în Republica Moldova. Și credeți-mă, eu în ultimul timp am văzut scheme incredibile. Pur și simplu niște chestii incredibile care nu trebuie să existe într-un stat funcțional. În China, acești oameni, știți ce s-ar fi întâmplat cu oamenii care ar fi făcut așa ceva, dar aici nimeni nu se teme de nimic. Poți să faci orice, chiar orice, Gheorghe. E uriaș. Renata Usatăi, un scor foarte bun pentru el. Prezidențialele scorul la prezidențiale denotă că va avea cel puțin vreo 20 deputați la parlamentare în primăvară, dacă vor fi la primăvară? Cred că da. Cred că e posibil. Eu cred că noi o să avem și alți jucători de pe centru, pe centru stângă. Alți jucători? Cred că da. Eu cred că acolo competiția va fi foarte și foarte serioasă. Și din cauza aceasta eu vă spun că dacă socialiștii vor tărăgâna cu alegeri parlamentare anticipate, ei vor pierde și mai mult ratingul politic. PD-ul domnului Filip și a domnului Diacov, următorul parlament nu-l pupă? La etapa actuală cred că nu, dar știu eu, nu știu ce poate să se întâmple, dar la etapa actuală nu cred. Nu cred că ei vor nimeri în viitorul parlament. Comuniștii? Nu cred. Da, deja, dacă da. Domnul Voronin ar fi participat în această campanie electorală, eu cred că atunci ei ar fi avut o șansă teoretică, dar așa cum merg lucrurile acum, nu cred. Noi cel mai probabil vom avea 3-4 partide despre care am vorbit. Da, despre care noi deja am vorbit. Dar dumneavoastră v-ați explicat mișcarea asta a democraților de a-l părăsi pe Igor Dodon în ajunge turul 2? Da, desigur. Vă rog. E clar, pentru că ei au înțeles că domnul Dodon este un viitorul pierdant. Așa, și? Hai să te lingușim pe lângă doamna Maia Sandu? Cine vrea să rămână cu viitorul pierdant? Da, hai să încercăm să vorbim cu cei care vor câștiga. În limba engleză, știți, în politologie există așa o noțiune, bandwagoning, când toată lumea intră în căruță celui care cel mai probabil va câștiga și părăsesc pe cei care cel mai probabil vor pierde. Iată, chestia aceasta se întâmplă în Republica Moldova destul de des, dar eu, până la urmă, nu prea am înțeles toate aceste mișcări, pentru că eu cred că acolo și în interiorul partidului au existat anumite disensiuni și cred că erau viziuni diferite ce trebuie să se întâmple mai departe. Pentru că, și eu nu cred că pentru Maia Sandu, știți că Maia Sandu ar câștiga ceva sau niște avantaje politice dacă ea ar accepta chestia aceasta. De ce nu zestram astfel alianțele în teritoriu între PD și PSRM? Încerc scuze? De ce nu zestramă și alianțele din teritoriu? Ori PSRM-ul și PD-ul au cam toți președinți. Da, dar în teritoriu lucrurile întotdeauna funcționează altfel. Știți, în teritoriu toate partidele acolo, apartenența politică joacă un rol mai puțin important decât la nivel central. Și acolo sunt posibile diferite permutații. Și lumea se cunoaște destul de bine acolo. Uh-huh. Adică la nivel politic, la nivel central, se face altfel decât la nivel local, în Republica Moldova. Igor Grosu? Igor Grosu ce? Este următorul președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate. Eu nu știu și nu vreau să speculez. Sincer, nu știu.
Dacă am fi știut, v-am fi spus. Vă întreb după ce încheiem emisiunea. Eu nu știu, Gheorghe, sincer. Mă rog un prieten să vă întreb despre ce ar urma și ar trebui să facă doamna președinte Maia Sandu referitor la neutralitatea, statutul de neutralitate al țării noastre. Statutul de neutralitate al țării noastre? Da. E că noi acum o să intrăm într-un subiect și noi putem să-l discutăm timp de 2-3 ore. Asta e ultima întrebare, plecăm pe acasă. Statutul de neutralitate este statutul constituțional al Republicii Moldova. Și nu trebuie să facem valori deloc. Nu, cum nu trebuie să facem valori? Gen, hai în NATO? Haideți să revenim, adică de ce noi am devenit un stat neutru? De ce a fost inclusă chestia aceasta în Constituția Republicii Moldova? Pentru că noi atunci aveam trupele din Federația Rusă, da, pe teritoriul țării noastre și noi speram atunci că dacă noi o să includem clauză respectivă în Constituția Republicii Moldova, atunci asta o să ne ajute să ne scăpăm de aceste trupe. Dar aici este o discuție aparte, pentru că noi acum vorbim despre două chestii, despre așa numit grup operativ a Federației Rusiei în regiunea transnistreană și toate guvernele, inclusiv și domnul Igor Dodon, au insistat că ei nu sunt legal pe teritoriul țării noastre și că trebuie să plece. Și este vorba despre pacificatori. Dar este altceva, pentru că pacificatori, noi avem și acord din 1992, un acord bilateral, și acolo e scris ciornă-n pabilă, cum se spune, că iată se creează aceste forțe pacificatoare, dar este un subiect aparte. Eu, dacă doriți, noi o să discutăm chestia aceasta, pentru că este de fapt, știți, din domeniul diplomației profesioniste și acolo sunt foarte multe lucruri interesante. Deci, toate guvernele și toți președinții a Republicii Moldova și poziția aceasta a fost promovată foarte consecvent de absolut toți, ziceau că acest gotor trebuie să plece din teritoriul Republicii Moldova pentru că este staționat aici ilegal. Referitor la pacificatori, acolo situația e puțin altă. Și da, apropo, dacă să răspundem la această întrebare, acest statut de neutralitate nu și-a atins scopul, scopul care a fost propus de la bun început. Eu vă mulțumesc, doamna Polinski, pentru faptul că ați fost anul la emisiune. Vă doresc mult succes în continuare și ne revedem neapărat aici în studio după ce reveniți deja din Africa. Mersi mult pentru invitație, Gheorghe. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.